Mediul antreprenorial îi atrage din ce în ce mai puțin pe Buzoin, cel puțin așa reiese din ultimele statistici publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, potrivit cărora, în primele 8 luni ale acestui an, numărul firmelor nou înființate a scăzut cu peste 20%. Mai exact, vorbim de o scădere cu 300 de societăți înmatriculate în această perioadă față de ianuarie-august 2013, astfel încât în 8 luni în județul Buzău au fost înmatriculate doar 1112 firme față de 1413, câte erau în aceeași perioadă anului trecut. Pe de altă parte, statisticile arată că cele mai afectate sunt PFA-urile, numărul noilor patroni scăzând cu aproximativ 200. Cei mai mulți dintre cei ce s-au încumătat să intre în mediul antreprenorial sunt buzeni cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, iar cei mai puțini sunt cei cu vârste de până în 29 de ani. Pe de altă parte, în această perioadă a crescut numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, astfel încât în primele 8 luni ale acestui an, aproximativ 1000 de firme au fost închise. Față de aceeași perioadă anului trecut, vorbim de o creștere cu aproximativ 10%.